eu. Este un vot de încredere, este... Ce pot să spun? Mă bucur foarte mult că a fost observată evoluția stilului meu și cred că acest premiu cumva subliniază treaba asta și mă bucur enorm. Moda este un lucru foarte important în viața mea. Nu lipsește niciodată, sunt foarte orientată către fashion. Lucrez cu stiliști de peste 6-7 ani de zile și întotdeauna am acordat foarte mare importanță. Și vreau să-i felicit pe toți cei care au fost nominalizați și care au câștigat în seara asta, pentru că toți sunt la fel de valoroși. Cum crezi tu că a evoluat stilul tău de-a lungul timpului? Cum erai acum 6, 7, 8 ani, poate că nu lucrai cu stiliști? Clar, eu cred că punctul în care e stilul meu acum este câteva clase peste cum era la început. Clar, nu aveam neapărat o direcție stilistică, din contră, cred că pur și simplu încercam să imit niște ținute care îmi plăceau foarte mult. Faptul că am fost educată, între ghilimele, din punctul ăsta de vedere, prin prisma oamenilor cu care am colaborat, mi-au arătat o nouă perspectivă. Chestia asta m-a făcut și pe mine să aprofundez mai mult. Și cred că, adică întotdeauna stilul meu a fost o oglindă a personalității mele. A evoluat din toate punctele de vedere, ca artist, ca om, ca imagine. Dacă ar fi să o întâlnești pe Alina Eremia de la 16 ani, cea din pariu cu viața, ce i-ai sfat, i-ai dat, ce i-ai spune, poate, nu știu, în momentele în care i-a fost greu? Să nu renunțe, orice pasă proastă trece, să se bucure de fiecare moment, pentru că, din păcate, nu putem să dăm, cum să zic, replay la anumite chestii decât în mintea noastră, dar cu siguranță nu le putem retrăi în plan fizic și atunci să prețuiască fiecare moment, să fie recunoscătoare pentru absolut orice, să nu se compare cu nimeni și să fie... Să se țină de parcursul ei, să fie încrezătoare în propriile forțe. Vreau să văd un pic inelul, te rog frumos. Este superb, superb. Zim de nuntă acum că te-am întrebat de inel. Nu am ce detalii să-ți dau. Nu, momentan nu, pentru că încă ne bucurăm de această etapă care este incredibil de frumoasă. Este atât de bogată din punct de vedere sentimental, că n-am vrea să stricăm cu presiuni inutile. Adică, așa cum nu ne-am grăbit până acum, consider că putem să menținem același ritm, pentru că sentimentele sunt reale și acestea sunt practic fundația unei relații, iubirea, încrederea. Mai departe, restul sunt doar niște ornamente frumoase și niște chestii pe care vrem să le punctăm, cum ar fi nunta asta, doar că luăm lucrurile treptat. Nu v-ați uitat de absolut nimic? N-ați vorbit absolut deloc? Nu, nici măcar n-am cerut ajutorul unui specialist în domeniu, dar cu siguranță o să apelăm la cineva ca să mai delegăm din task-uri și să triem lucrurile, să luăm deciziile importante, să nu ne batem capul cu toate lucrurile mai nesemnificative. Dar, repet, nu am stabilit absolut nimic, nu ne-am orientat către o locație, deși înțeleg că asta este primul lucru de bifat pe listă. Și mai citisem la un moment dat că ai în plan și să devii mămică în curând. Da, da, nu știu care o să se întâmple prima. Bun! Nu, glumesc, nu am nimic de anunțat, acum sunt doar însărcinată cu cina, deci nu. Stați liniștit, dacă am ceva să anunț, da, asta încercam să subliniez, că nu e o ordine, nu? Nu e o ordine clasică pe care să o respectăm, ci pur și simplu lăsăm lucrurile să decurgă natural.